găsit, sunt Simina Lupu și vă prezint știrile Media TV Megidia. Iată care sunt principalele titluri. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă și numeroși comercianți sunt tentați să vândă pocnitori, petarde și artificii. În ultima perioadă au avut loc mai multe furturi de animale. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă și numeroși comercianți sunt tentați să vândă pocnitori, petarde și artificii. Puțin se gândesc însă că acestea pot fi extrem de periculoase și nu știu ce riscă dacă comercializează obiecte pirotehnice interzise de lege. Sărbătorile de iarnă te pot trimite la închisoare. Acesta este un avertisment al Poliției Megidia referitoare la folosirea și comercializarea obiectelor pirotehnice interzise. Oamenii legii spun că nu glumesc atunci când vorbesc despre sancțiuni aspre pentru cei care nu respectă legea în cazul pocnitorilor, petardelor și artificiilor. Astfel, în continuare, polițiștii și din cadrul Biroului de Investigații Criminale al municipiului Megidia explică ce produse pot fi folosite când și în ce condiții, dar și la ce trebuie să aștepte cei care nu respectă prevederile în vigoare. Legea 126/2005 reglementează deținerea și uzul substanțelor pirotehnice. În termen popular este vorba de artificiile și pocnitorile care se folosesc în special de copii în perioada sărbătorilor de Crăciun. Ce trebuie să știe populația? Că aceste substanțe, aceste obiecte pirotehnice sunt supuse autorizării în funcție de clasa de periculozitate, adică în funcție de cantitatea de material exploziv pe care îl conțin. Persoanele fizice au voie să folosească numai artificiile din clasa 3 și 4 și numai în anumite zile. În fiecare an se dă câte o modificare la lege în care se spune că se folosesc de regulă pe 31 și 1 ianuarie. În funcție de modificări vom aduce la cunoștință ziua în care se pot folosi efectiv aceste substanțe pirotehnice. Cetățenii trebuie să știe că deținerea și comercializarea substanțelor fără autorizație poate fi considerată ori infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală, ori contravenție atunci când substanța pirotehnică este dintr-o clasă inferioară. Ca și loc de comercializare, în municipiul Megidia au existat unele locuri volante, așa spuse, în piața centrală și cartierul nord, dar acești vânzători ambulanți trebuie să aibă autorizație de la serviciul specializat al IPJ Constanța. Nerespectarea recomandărilor autorităților cu privire la folosirea obiectelor pirotehnice a provocat în nenumărate rânduri incendii și vătămări grave ale persoanelor care le-au utilizat, arsuri ale membrelor sau pierderea vederii, chiar și în cazul copiilor. În plus, acestea au fost amendate de către oamenii legii. În cazul în care se folosesc petardele la orele și datele neprevăzute de lege, adică în alte zile decât în zile de 31 decembrie și 1 ianuarie sau în orice altă zi după orele 22, riscă amenzi conform legii 61/1991 republicată de până la 2000 de lei. Dacă copilul este minor și nu răspunde penal, sancțiunea îi se aplică părintelui pentru lipsă de supraveghere. Tradiția spune că în noaptea de Revelion e bine să faci cât mai mult zgomot ca să alungi duhurile rele. Prin zgomot, românii au înțeles pocnitori și artificii cât mai puternice, așa că își umplu buzunarele cu petarde. Dar nu uitați, artificiile mai puternice vă pot conduce după gratii, pentru 6 luni sau chiar un an. Sunt acceptate a fi folosite doar articolele pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință. Steluțe, lumânări scânteietoare, jerbe cu scântei, mini-facle, mini-sori și inele de foc. În ultima perioadă au avut loc mai multe furturi de animale. Acestea sunt mai frecvente acum deoarece ne aflăm în apropierea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care acestea sunt sacrificate. Pentru prevenirea infracțiunilor de furt de animale, polițiștii din Megidia au demarat o nouă campanie, ce are drept scop informarea cetățenilor din mediul rural cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască și să le adopte pentru prevenirea acestui tip de infracțiune. Campania își mai propune diminuarea numărului de infracțiuni de furt de animale sesizate în Megidia și în localitățile arondate, prin creșterea numărului de activități de descurajare a potențialilor infractori. Infracțiunile de furt de animale sunt favorizate de faptul că acestea sunt lăsate la pășunat pe câmp fără supraveghere, în special pe timpul nopții și la distanțe mari de locuință, iar proprietarii acestora nu iau măsuri de asigurare a pazei animalelor.
În plus, acestea nu trebuie lăsate nesupravegheate în drumul public, în fața barurilor, în oboare, târguri, deoarece pot fi furate cu tot cu atelaje. Este recomandat și ca proprietarii să le efectueze acestora semne particulare pentru a putea fi recunoscute ușor în cazul în care sunt sustrase. În plus, oamenii legii ne atenționează să nu cumpărăm animale de la persoane care se grăbesc și solicită prețuri mici, mai ales în cazul în care acestea sunt de calitate, deoarece pot proveni din furturi. Ca în fiecare an în această perioadă, efectivele de poliție din cadrul Poliției Municipiului Medgidia și nu numai, desfășoară multiple activități preventive pe toate liniile de muncă. Una din linii de muncă care de obicei ne dă bătăie de cap în această perioadă sunt furturile de animale și de aceea Poliția Medgidia de ceva timp desfășoară un program pentru prevenirea și combaterea acestui gen de furturi din dauna avutului privat și chiar cel public. De aceea, în această perioadă, am făcut niște recomandări proprietarilor de animale, fie ei crescători individual, fie ei asociați, în diferite asociații zootehnice, pentru a avea o mare grijă la toți cei care vin să se angajeze în această perioadă ca și îngrijitori de animale, cunoscut fiind faptul și mai ales dovedit în urma cercetărilor că în această perioadă sunt foarte mulți ciobani care vin să se angajeze în diferite locuri, iar aceștia sunt efectiv trimiși de alți infractori care practic îi țin în aceste zone o săptămână sau maxim două, urmăresc mersul la acea stabiliment de animale, după care ori dispar cu animalele, ori dă pontul el plecând în altă parte, iar în spate se întâmplă furturi de animale cu zeci și chiar sute de animale care sunt duse în diferite locuri. Este mult mai bine ca să prevenim comiterea acestor fapte, deoarece cercetarea lor implică un foarte mult timp și foarte mult volum de lucru, cunoscut fiind faptul că acum 3 luni de zile s-au furat un număr de 50 de animale din zona Adam Clisi și de-abia după 3 luni de zile au fost identificate un număr de 15 astfel de animale, tocmai în zona Mireasa. Vedeți, acest trafic de animale dintr-o parte al altă județului funcționează și infractorii au legături infracționale în toate aceste localități. Acum este foarte greu, deoarece fiecare declară faptul că le-au cumpărat în diferite locuri din județ și un mare volum de muncă, deoarece polițiștii trebuie să alerge la toate aceste locații pentru a le verifica, le pune cap la cap și după aceea trage la răspundere pe cei vinovați. Recomandăm în continuare pentru crescătorii de animale să aibă foarte mare grijă în această perioadă, iar toți crescătorii de animale să-i verifice mai întâi la postul de poliție sau la Poliția Municipiului Medgidia pentru a nu avea unele surprize. Polițiștii medgidieni îndeamnă proprietarii de animale ca pe timpul nopții să asigure un iluminat corespunzător grajdurilor și să monteze sisteme de închidere care să nu permită pătrunderea infractorilor. În interiorul grajdurilor, pe timpul nopții, este recomandat ca animalele să fie legate cu lanț și lacă de o bară metalică încastrată în beton. În caz de furt, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat Poliția Municipiului Medgidia, pentru ca oamenii legii să poată reacționa în cel mai scurt timp pentru prinderea infractorilor. În jurnal mai puteți urmări, în weekend, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia a fost gazda unui concurs intitulat Matematică Distractivă. La Farj Medgidia a organizat ieri, începând cu ora 16, o dezbatere publică chiar în incinta cantinei Cimentu pentru a afla opiniile cetățenilor și a factorilor de decizie din municipiu cu privire la activitatea fabricii. Astfel, firma de ciment are nevoie de reînnoirea autorizației integrate de mediu. Pe parcursul dezbaterii publice, reprezentanții la Farj Medgidia au prezentat situația actuală a fabricii de ciment, faptul că aceasta funcționează conform celor mai înalte standarde și că aparatura achiziționată în ultima perioadă este una ultra performantă și de calitate superioară. Trecerea timpului a făcut ca întreg circuitul din fabrică să evolueze și să nu pună în pericol mediul înconjurător. Astfel, dacă până acum mereu se depuneau reziduri de ciment pe autovehiculele parcate în afara la Farj, acum mașinile nu mai sunt acoperite de această pulbere. Dovadă că fabrica funcționează așa cum trebuie la standardele impuse de lege. Scopul dezbaterii publice este colectarea părerilor comunității locale în vederea reînnoirii autorizației de mediu pentru autorizații integrate de mediu. E important de specificat că este autorizație integrată pentru dimensiunea de societate pe care o avem. Deci este obținerea autorizației integrate de mediu. Asta se dezbate, oportunitatea reînnoirii. Iată care este opinia directorului Remus Ian cu privire la importanța fabricii pentru cetățenii din Medgidia. La Farjul pentru cetățenii Medgidiei cred că reprezintă în primul rând un partener de încredere. Asta este lucru pe care îl văd prin cei 600 de angajați care sunt în zonă, fie că sunt angajați direct la Farj sau contractori,
și prin modul în care imaginea la farj este percepută, la farj până la urmă este unul dintre cei mai mari angajatori locali, cred că susține această părere. Prezent la evenimente, dealul municipiului nostru a avut numai cuvinte de laudă la adresa fabricii, datorită investițiilor realizate în cadrul uzinei. Cuvintele de laudă au fost raționale și au fost corecte în raport cu ceea ce s-a întâmplat în companie în ultimii 10 ani. Am văzut în Lafarge un exemplu de investiții în domeniul mediului. Am văzut în Lafarge o companie care pe un plan ambițios de conformare pe mediu inițial și apoi pe un plan de acțiune, a îndeplinit obiectiv cu obiectiv fiecare din cele care erau necesare. De la sursele de alimentare cu utilități, apă, canalizare, energie electrică, potențiale zone de poluare, până la ceea ce este pe coșul fabricii, respectiv praf, peste tot s-au făcut investiții și aceste investiții s-au făcut cu materiale și cu tehnologie foarte bună, cu un efort financiar considerabil. Ați văzut, directorul companiei a vorbit de 28 de milioane de euro numai pentru mediu, dar de 140 de milioane de euro, pentru că dumneavoastră a spus 140 de milioane și poate nu foarte mulți au înregistrat cifra ca atare. Este vorba de 140 de milioane de euro în 10 ani în fabrica de la Megidia. E un efort investițional pe care puține companii îl fac în România. Lafarge, după părerea mea, este un exemplu de companie despre cum trebuie tratată o problemă de mediu, cum trebuie administrată și mai ales ce investiții trebuie să facă pentru că această tehnologie și această producție de ciment să fie una ecologică, să respecte normele și legislația de mediu și mai ales să respecte cetățenii din localitatea, din zona în care compania funcționează. Deci am fost printre cei care susțin cu toată tăria acordarea autorizației integrate de mediu. De la această dezbatere publică nu avea cum să lipsească un reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, care de asemenea s-a arătat încântat de standardele la care se desfășoară activitatea fabricii de ciment. Dezbaterii publice a fost pentru emiterea unei noi autorizații integrate de mediu, deoarece perioada de valabilitate expiră, de se reduce pe 31 aprilie pe 2013. S-a finalizat planul de acțiuni pentru care s-a negociat inițial, când a fost emisă autorizația de mediu, cu perioadă de tranziție. Motiv pentru care trebuie să emitem un nou act de reglementare. Perioada este de 10 ani, conform legislației în vigoare. Cel puțin anul ăsta n-am avut depășiri, valorile limită de emisie, ați văzut și dumneavoastră în prezentări, se încadrează și sunt mult sub limite. Iar ei fac eforturi în continuare și plus au investiții în derulare care nu, cum să zic, n-au fost condiții obligatorii ca să se emită autorizația nouă. Dar la momentul respectiv se vor revizui. Orice modificare majoră în instalație aduce după sine o revizuire a actului de reglementare. Cel mai probabil Lafarge Megidia va primi fără probleme autorizația integrată de mediu de care are nevoie pentru a activa în continuare. În weekend, liceul teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia a fost gazda unui concurs intitulat Matematică, dar și distractivă. Acest proiect își propune desfășurarea unui concurs de matematică distractivă pentru a pune într-o altă lumină această materie. Un concurs de acest gen a oferit copiilor relaxare, o ieșire din monotonia cursurilor dificile, o altfel de abordare a activității elevilor. Fiecare an, colegii noștri din cadrele de matematică informatică organizează un concurs de matematică și distractivă, adică și probleme de matematică, dar și probleme de logică distractivă. Anul acesta am avut 290 de participanți din toate școlile și liceele din oraș, de la clasa pregătitoare la clasa 12-a. Am beneficiat de ajutorul generos al colegilor de matematică din tot orașul. Deja rezultatele s-au afișat, iar vineri, de zilele liceului nostru, vom face premiera acestor copii, care, deși era weekend, deși poate avea alte activități, au participat la acest concurs. Un număr de 290 de elevi din toate instituțiile de învățământ din Megidia, începând de la clasa pregătitoare și până la clasa a 12-a, au participat la concursul de matematică distractivă. Ce clasă ești? A doua B. Știu că ai participat la un concurs de matematică și distractivă. A fost greu? Așa și așa. Ce punctaj ai obținut? 90 de puncte. Știm că în weekend ai participat la un concurs de matematică și distractivă. Cum a fost? Așa și așa. E prima dată când ai participat la un astfel de concurs? Da. Ce punctaj ai obținut? 65 de puncte. Ce clasă ești? A patra B.
Și în acest weekend ai participat la un concurs de matematică? Da, am participat. Și cum ți s-a părut? A fost ușurel. Nu a fost nici foarte greu, nici foarte ușor. Este prima dată când participi? Nu, este a doua oară. Problema numărul 5 a fost mai grea, mai complicată, deoarece a trebuit să facem rezolvare pe schemă. Ce clasă ești? A patra B. Și în weekend ai participat la concursul de matematică distractivă? Da. Și cum ți s-a părut? Puțin greu. A fost vreo problemă care ți-a dat bătaie de cap? Da, problema numărul 11. De ce? Pentru că trebuia să aflu 3 numere necunoscute și ne-a spus doar rezultatul. Acest concurs este organizat an de an de către profesorii de matematică din Megidia, în cadrul căruia elevii au de rezolvat probleme de matematică, dar și de logică distractivă. Iar vineri, de zilele Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu, toți școlarii participanți vor fi premiați. De zilele Liceului Nicolae Bălcescu am participat cu mulți elevi la acest concurs și participăm în fiecare an. Avem bucuria să obținem rezultate foarte bune cu elevii școlii noastre. În cadrul acestui concurs, elevii au avut ocazia să-și testeze cunoștințele de matematică și să-și dezvolte interesul și motivația pentru studiu, dar și să aplice matematica folosind elemente de sprijin în relevarea frumuseții acestui domeniu. În jurnal mai puteți urmări, la sfârșitul săptămânii trecute, primăria Negru Vod a inițiat proiectul de modernizare și reabilitare sistematizare a unei școli din sudul Dobrogei. Cadrele didactice ale școlii gimnaziale Lucian Grigorescu din Megidia sunt interesate de îmbunătățirea aspectului unității de învățământ și a calității actului educațional, astfel că școala a fost dotată cu încă 11 videoproiectoare. Noile videoproiectoare au fost achiziționate cu ajutorul banilor strânși de către părinți, care au direcționat cei 2% din venitul lor anual către bugetul școlii. Consiliul director al Asociației de Părinți a Școlii Gimnaziale Lucian Grigorescu, care funcționează din anul 2002, a convenit să doteze clasele de curs cu videoproiectoare. Astfel, în prezent, instituția de învățământ beneficiază pe lângă cele 11 echipamente și de 3 laptopuri noi. Înainte de achiziționarea acestora, școala beneficia doar de 4 videoproiectoare, 2 mobile și 2 fixe. Ce proiecte ați reușit să implementați cu ajutorul banilor provenți de la Asociația de Părinți în urma deducerii de 2% din salariile lor? Ca în fiecare an, suntem interesați să îmbunătățim aspectul școlii și în același timp calitatea actului educațional furnizat de școala noastră principalilor beneficiari și anume elevii. Părinții elevilor noștri au fost dintotdeauna interesați de acest aspect. Avem Asociația Școlii Lucian Grigorescu, Asociația de Părinți, care funcționează din anul 2002. În acest an a intrat o sumă frumușică din această deducere de care spuneați dumneavoastră, iar părinții au convenit în cadrul Consiliului Director că ar fi foarte bine, foarte bine venit să doteze fiecare sală de clasă de la etaje cu videoproiectoare. Așadar, din acest an, elevii școlii noastre și cadrele didactice beneficiază de un învățământ mult mai de calitate decât în anii anteriori. Câte videoproiectoare ați reușit să achiziționați? Avem în prezent 11 videoproiectoare cumpărate de părinții noștri. Ele au fost cumpărate la pachet cu 3 laptopuri care vor fi folosite la clasă. Laptopurile de asemenea dotate cu sistem audio și cu mouse. Școala dispunea dinainte de alte videoproiectoare, 2 fixe în 2 laboratoare și 2 mobile. Școala gimnazială Lucian Grigorescu este unitate de învățământ bine cunoscută în Megidia, recomandată de rezultatele pe care elevii le-au obținut de-a lungul timpului. Instituția își propune să ajute fiecare elev să-și valorifice șansa de a se dezvolta la nivelul superior al capacităților sale. Implicând școala în viața comunității și comunitatea în viața școlii, părinții și profesorii sunt cei care vor învăța copiii în mod inteligent cum trebuie să se mobilizeze pentru a se realiza și vor fi alături de ei pas cu pas, deoarece determinând viitorul tinerilor, societatea își determină propriul său viitor. La sfârșitul săptămânii trecute, primăria Negru Vod a inițiat proiectul de modernizare și reabilitare sistematizare verticală a școlii cu clasele 1-4 din orașul din sudul Dobrogei. Autoritatea locală a urbei din sudul Dobrogei se pregătește să dea startul unor importante lucrări pentru întreaga comunitate, anume cele de modernizare a școlii din localitate pentru aducerea acesteia la standarde europene. Unitatea administrativ-teritorială oraș Negru Vod a semnat în data de 30 septembrie 2013 contract de finanțare a proiectului modernizare, reabilitare și sistematizare verticală școala cu 1-4 din orașul Negru Vodă.
Deci acest proiect va dura un an de zile. Bineînțeles, căutăm să facem toți pașii până când se va ține licitația. Probabil că constructorul va mai cere o derogare dacă începe iarna și nu au timpul favorabil. O să facem de așa natură încât să lucreze prima dată la interior și după ce se îmbunătățește timpul să putem lucra și la exterior. Deci, după cum valoarea totală a proiectului este de 3.063.382 de lei. Bineînțeles, valoarea eligibilă este 2.021.288. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 3.009.137.90 din valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național. Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2007-2013. Axa prioritară este axa 3. Bineînțeles, o îmbunătățire a infrastructurii sociale, domeniul de intervenție 3-4. Echipa din proiect consider că poate să ducă la bun sfârșit acest proiect ca să nu avem probleme, nici din punct de vedere al constructorului, nici din punct de vedere al finanțării, și considerăm că la sfârșitul a 12 luni de la semnarea contractului putem să spunem că avem o școală modernă. Astfel, în urma acestor lucrări, vor fi create spații moderne necesare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ce vor respecta normele în vigoare. Ele vor fi corect dimensionate, grupurile sanitare vor fi separate pe sexe și pentru elevi și profesori, vor fi amenajate spații închise și deschise pentru activitățile de educație fizică și pentru recreere, de depozitare a materialelor didactice, un laborator IT, o bibliotecă și spații igienice pentru depozitarea produselor din cadrul programului Laptele și Cornul. Cota primăriei, pe care cofinanțarea, este de 2%. Deci ne permite să o strângem, să nu avem probleme. Și, bineînțeles, pe mai departe vom mai face astfel de proiecte. Mai avem liceu, mai avem grădinița, care trebuie, mai avem o școală 1-4, dar să le facem pe rând, că poate, dar cu o singură condiție, să nu mai dureze atâta de mult de la depunerea proiectelor, să dureze cel puțin un an, ca să putem fi siguri și de bugetele noastre locale, că nu numai pentru proiecte avem cofinanțare, mai trebuie și alte probleme. Avem iluminat, mai avem și străzi, mai avem și alte probleme la nivel de localitate. La finalizarea acestui proiect, unitatea școlară cu clasele 1-4 va deveni un centru modern de învățământ, care va asigura atât elevilor cât și cadrelor didactice condiții de studiu și de lucru excepționale. Și de asemenea va avea un efect pozitiv în combaterea abandonului școlar. Modernizarea, reabilitarea și sistematizarea pe verticală a școlii cu clasele 1-4 din Negru Vodă este un proiect realizat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în cadrul programului operațional regional 2007-2013, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale. Sport acum. Săgeata Năvodar stă pe un butoi cu pulbere. Rezultatele recente, dar mai ales prestațiile jalnice ale fotbaliștilor, au stârnit nemulțumirea primarului orașului Năvodar, Nicolae Matei. Edilul susține că îi va taxa pe cei vinovați la club, existând grave probleme nu doar de prestanță, ci și organizatorice. Promovată pentru prima oară în Liga 1 în această vară, Săgeata Năvodar are dificultăți mari în încercarea de a face față rigorilor fotbalului profesionist. Gruparea din orașul unde soarele sărută marea se confruntă cu mari probleme în privința achitării salariilor și primelor către jucători. Condițiile de pregătire și refacere sunt precare, iar lucrările la stadionul din Năvodari, care ar fi trebuit să demareze încă din vară, nici măcar nu au început. În plus, rezultatele extrem de slabe înregistrate în ultimele etape au creat și mai multă vâlvă, motiv pentru care reprezentanții autorității locale au chemat la raport conducerea clubului. Discuțiile au fost destul de tensionate, dar demisia managerului general Aurelian Băbuțan nu a fost acceptată și nu s-a pus problema nedeplasării echipei la Cluj și Mediaș în următoarele două etape din campionat.
Eu am un contract de performanță pe care nu l-am îndeplinit. La sosirea aici am spus că putem obține 19 puncte în tur și când matematica nu mi-a mai permis acest lucru, am considerat că cel mai corect este să renunț. Demisia nu mi-a fost însă acceptată. Cât despre neprezentare și desființare, mi-este greu să comentez. Vă spun doar atât. Astăzi am achitat cazarea la hotelul din Cluj, unde vom sta o săptămână, pentru că apoi plecăm la Media și nu mai are rost să ne întoarcem la Năvodari. Nu s-a pus problema desfințării niciodată, deci nu înțeleg de unde apar asemenea informații. Nu este adevărat că ne retragem din campionat. Se va continua chiar dacă sunt unele probleme financiare. Într-adevăr, există o întârziere la salariile jucătorilor de 2 luni și jumătate. Dar sper ca în zilele următoare să se rezolve această problemă. Sunt și alte cluburi din prima ligă în această situație, a precizat managerul general. Tot ieri, primarul Nicolae Matei a confirmat că există posibilitatea ca primăria Năvodar să-și retragă sprijinul financiar pentru Săgeata. Deși acest fapt ar însemna o veritabilă catastrofă pentru formația din Năvodari, care se confruntă deja cu probleme destul de mari. Eu am susținut mereu acest proiect și m-am implicat atunci când a fost cazul. Lucrurile nu merg bine, de ce să ne ascundem? Săgeata Năvodar trebuia să fie un brand care să aducă numele orașului nostru în prim plan, dar evoluțiile și rezultatele sunt foarte slabe. Da, o schimbare de antrenor s-ar putea face, dar aici sunt probleme mai diverse și mai numeroase. Jucătorii sunt primii vinovați și eu consider că există și mari probleme organizatorice. Personal, sunt foarte nemulțumit de felul în care se cheltuiesc banii năvodărenilor și nu mai sunt dispus să accept să plătim pentru înfrângeri și joc prost. Dacă jucătorii se plâng că nu au primit salariul, asta este pentru că joacă prost și nu au rezultate. Fac acest lucru pe banii lor, nu pe banii Năvodariului, a susținut edilul. În vară, când Săgeata nu primise licența pentru Liga 1, tocmai din cauza faptului că bugetul nu putea fi acoperit, primăria a sărit în ajutorul ultimei formații constanțene rămase în Liga 1, tocmai pentru că s-a dorit ca Săgeata să devină echipa faniona județului. În condițiile în care Viitorul s-a mutat la Voluntari, iar FC Farul abia a reușit să scape de retrogradare. Proiectul Săgeata urma să fie întins pe mai mulți ani cu obiectiv imediat salvarea de la retrogradare și includea construirea unui stadion cochet în locul actualei arene Flacăra din Năvodari. Finanțarea pentru stadion a fost deja obținută, iar construcția ar fi trebuit demarată în primăvară. Numai că ultimele întâmplări pun sub semnul întrebării finalizarea acestuia. În plus, seria de rezultate negative a determinat și o discuție în privința demiterii antrenorului Tibor Selimeși, dar tehnicianul a primit credit din partea conducerii pentru ultimele 3 meciuri din acest an. Prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. În această noapte, mercurul din termometre va înregistra 0 grade Celsius. Mâine, temperaturile vor avea valori cuprinse între minus 4 și 5 grade Celsius. Cerul va fi senin pe toată perioada zilei și vântul va bate slab cu 3 km pe oră. Acestea au fost știrile Media TV Megidia. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției noastre din incinta Casei de Cultură a sindicatelor Lucian Grigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmegidia@gmail.com, pe Facebook la numerele de telefon 0241 820 700, 0728 20 700 sau pe site-ul nostru mediatvgroup.ro. O seară cât mai plăcută și pe curând!